103 zile, sau mai exact 3 luni și 11 zile, zice Google-ul, de când am comandat-o pe Bella. Și astăzi e aici, în Cluj. Hai să o luăm. Pregătit? Ești frumos? Ești frumos. Ești pregătit să o cunosc, să fac o primă impresie bună? Cea mai bună impresie. Să mergem. Dacă vine Uber-ul azi. Sau Bolt. Da. Da? Da. De tobă, nu? Da. Mama, nu fac ceva cu tine. Am spus să nu știu ce am lăsat. Da, aveați căriță și de pasager, nu? Da. Da. Da, fetele ca fetele. No, mulțumesc tare frumos, aveți serviciu ușor, mulțumesc frumos, numai bine. Da, liniștită. Domnilor și domnilor, Bella. Dar lăsați-mă acum să-mi fac actele, vă arăt acum scurt. Fac actele, termin ce am determinat aici. Și plecăm cu ea. A few minutes later. Bella e gata de drum. De primul ei drum. Hai să mergem. Mersi frumos, ne auzim! Frate, parcă n-am mai condus în viața mea ce muțeau. Deci eu trebuie să fac aici în dreapta și stau după toată lumea că am emoții să mă bag. Ok, ambreiajul prinde mult mai târziu. Da. Doamnelor și domnilor, pentru a nu știu câta oară astăzi, mersi că ați rămas aici alături de mine. Ce să zic? Ea e Bella. Îs un pic speechless. Dar speechless în sensul bun. Pentru că... Da, ce să zic? Motocicleta visurilor mele. Asta e efectiv tot ce mi-am dorit. N-am apucat să filmez tot, nu am vrut, no. Că e companie privată, dacă vreți informații de ce am luat, de unde am luat, ce am negociat, cu cine am negociat, puteți să-mi dați un mesaj privat, să-mi lăsați în comentarii și vă caut eu. Dar, no, am ridicat într-un final și hai să facem prima tură cu Bella, să vedem cum se simte. Mă trebuie să iau ceva de aici, întâi și întâi. Sper că filmez. Da, filmez. Bun. Am ridicat-o pe Bella și acum o să mergem la prima noastră tură. O să dăm o tură undeva la mijloc, marginea Clujului, că e cam târziu, cam final de zi, un pic mai înaltă decât mă așteptam. Gen, ating jos cu toată talpa, nu e aia problema, dar pur și simplu diferența de înălțime mă ia prin surprindere. Față de reflexul pe care l-am eu să pun piciorul jos. Că tot, cu toată talpa pe jos, fără nicio problemă. Încă cred că aș mai avea loc să-mi... Ce face domnul? Să-mi înalt șaua pe cealaltă poziție? Dar pur și simplu atâta, că nu-s obișnuit cu înălțimea ei curentă. Wow, asistență la unghiul mort, he-he. Da, ce vreți să știți despre Bella? Hai să vă zic un pic ce am cumpărat de fapt și de drept.
acum cât stăm în traficul ăsta. Da, să vă dau niște detalii practic despre ce am cumpărat. Deci e 1300 GS-ul, dar aia a fost clar, mulți a speculat din clipul anterior în care am anunțat că mi-am comandat-o sau că voi comanda. Cred că vă interesează mai mult ce dotări. Cred că are toate pachetele de la BMW pentru 1300 GS, în afară de cel de Touring. Ăla am simțit că nu-i mult ai nevoie de el, pentru că mi-a adăugat vreo 2000 de euro, cred că, ca să-mi dea suporții de side cases și de top case aia cu magnetici, electromagnetici cu încălzire centralizată. Așa, deci celelalte pachete le-am de tehnologie, cu parbriz înălțabil, cu far pro, cu moduri de condus, cu quick shifter, cu cruise control adaptiv, cu radar în față, cu radar în spate, cu asistență la, după cum vedeți, la unghiul mort. Da, toate chestiile astea le am. În plus, am pus, care nu face, cum să zic așa, din pachetele standard, am pus Enduro Pack-ul. Care Enduro Pack-ul? O să vă arăt într-un clip ulterior, probabil, vă zic acum așa, în mare. Enduro Pack-ul, ce înseamnă? Ca manete de frână și de frână și de ambreiaj Enduro, care sunt mai scurte și mai rezistente, teoretic. Tanti. Am schimbător, pedale de schimbător și pedala de frână de picior metalice în loc de plastic colatare, cum sunt pe GS-ul standard. Am crash barurile. Hai să fiu și atent aici să nu se bage careva în față. Așa, am crash baruri, am scut la motor și ca să nu uit, semnalizările sunt mutate din handguard-uri, sunt mutate în față. Cred că le vedeți aici în fața mea, da? No, cam astea sunt opțiunile. Eu am cumpărat-o de la Automobile Bavaria pentru că fiind aici în, cum să zic, în curtea lor, în spatele casei la ei, sau ei în spatele casei la mine, mai bine zis, au putut să-mi facă cea mai bună ofertă ca să fie la nivel de proximitate, ca să nu se pierdă un client de la Cluj-Napoca către un BMW din... Uite, mă întorc în spate, ca țăranul, am uitat că am de asta. Cam asistență la unghiul mort. Dar da, ideea a fost că au putut să-mi facă cea mai bună ofertă ca să nu mă pierdă ca client, pe lângă faptul că eram deja client, că mai aveam motociclete cumpărate de la ei, pe lângă faptul că le-am mai adus cel puțin 3 clienți de care știu eu, au ajuns la ei la achiziționa motocicletă. Da, și eu la 2 motociclete și toți factorii ăștia acumulați au făcut pe Bavaria să-mi ofere cea mai bună ofertă. Într-adevăr, alte reprezentanțe, să zicem din Ardeal și din Moldova, ca să nu dau nume, mi-au dat oferte asemănători de bune. Și într-adevăr, dacă eram fizic mai aproape de una din ele, cu siguranță aș fi optat pentru una din ele, pentru că ofertele erau destul de asemănătoare, după cum am zis. Și na, practic eu am ales-o pe asta de aici, din Cluj-Napoca, cel mai mult din cauza locației, da, proximității. Da, cam asta trebuie să știți, prețul nu cred că vi l-am zis și nu o să vi-l zic. Puteți să vă faceți singur configurația pe site, v-am zis toate pachetele în afară de cel de Touring, plus pachetul extra de Enduro, cred că Enduro Pro zice, pe lângă asta am mai pus alarmă și suportul ăsta de navigație, că vreau să-mi iau și un GPS de la CarPride, Kiji, whatever, cum se cheamă, cu wireless CarPlay, pentru că acum am aici în față, aici torpedo-ul ăsta pentru telefon în care pot să pun încărcător wireless, să-mi țin telefonul acolo la încărcat în permanență și să-mi dea Waze-ul în față. Dar, da, cam astea sunt opțiunile. Prețul total de listă, înainte să negociez, a fost undeva la 25.200 de euro, ceva de genul ăsta. De unde am negociat, ceea ce vă urez să faceți și voi, să negociați de fiecare dată când cumpărați ceva mai scump. No. Și asta fiind spus, cred că vă întrebiți care e prima impresie. No, sunt așa euforic și excited că nu pot să mă gândesc obiectiv la ceva ce nu îmi place sau ce îmi place în momentul ăsta. Adică îmi place tot, aia vreau să zic. Nu îi găsesc un cursuri, deși sunt chestii care mi se par ciudate, cum am zis, înălțimea, diferența de înălțime, că nu-i pământul unde mă aștept eu să fie când pun piciorul jos.
Simt schimbătorul de viteză, parcă e un pic prea în spate pentru gusturile mele, sunt obișnuit să merg cu piciorul mai în față. Hai să vedem când intră cu... Sunt în modul road și în modul road o să rămân mult timp de acum înainte, nu vă faceți griji. Nu vreau să învăț să fac wheelie-uri. Pe lângă asta, hai să mă înalț un pic parbrizul. Acțiunea nu este posibilă. Oare de ce nu e acțiunea posibilă? Sistem de reglare distanță. Sistem de parbriz. Asta vreau. Ok. Mi-am pus parbrizul. Și acum hai să dăm parbrizul mai sus. Așa, nu știu dacă îl vedeți voi. Hai să-l dau mai jos, de fapt. Asta cred că vedeți mai clar, chiar aproape de maxim. Așa. Oh, și acum am vânt în cască o tonă. Nu. O să-mi petrec restul serii în garaj jucându-mă cu parbrizul meu electric. Dar da, e foarte mare diferență. Acum mi-am dat seama. Când am dat parbrizul la maxim, aveam o tonă de vânt care mi-intra în cască pe aerisirile mele de cască. Acum am dat cu el la maxim, nu mai simt nimic ca și bine. Așa că, bun, asta am rezolvat. Hai să mergem la sisteme de încălzire. Și ce vreau? Vreau încălzire în manșoane. Nu, n-am apăsat pe butonul bun. Vreau sisteme de încălzire. Așa. Nu știu ce fac aici, nu știu cum să le pornesc. Hai să vedem. Deci, așa, era setat, ok. Deci am pus sistemul de încălzire și pe ăsta în sus dau încălzirea în manșoane, o să dau pe 2 și pe jos dau încălzirea în șa, tot pe 2, că mi-e un pic cam friguț. Bun. Și sunt pregătit. Proiectoarele am reușit să le pornim acolo, pentru că nu mai am buton dedicat acum de proiectoare, cum aveam pe 750, proiectoarele sunt tot legate. Și la 750 erau legate la computer, dar aveam buton dedicat. Acum sunt legate la computer, dar nu mai am buton dedicat. Trebuie să intru undeva pe la setări, pe la lumini și ne-am pornit de acolo. O, ce mă ustură! Mamă, ce mi s-a încălzit șaua! O, bă, băiatule! Nu mă așteptam la asta. Nici nu știam, nu eram convins că simt cum ar trebui să se simte, că ar trebui să se simte cumva. Mă temea să nu fie mai mult un gimmick, dar se pare că nu. Chiar simt bine, așa. Trebuie să am mare grijă pe aici, că la ora asta circulă turbații și depășesc în neștire și de-aia mi-e un pic frică. Deși ar trebui să mă vadă cu ce amar de LED-uri am acum în față și farul și proiectoare, ar trebui să mă vadă până la mama dracului. Da, n-am încredere. Nu, no, așa sincer, nu mi se pare foarte mare, nu o simt mult mai mare, adică nu o simt deloc mai mare fizic. Parcă cumva am mai un pic mai mult spațiu pe ea, ceea ce e foarte interesant. Deși, na, e normal într-un fel că e mai lungă decât... Sper să nu vorbesc prostii, dar mi se pare că e mai lungă decât, haide, câțiva centimetri. Și simt așa, că am o grămadă de spațiu pe ea. Cred că aș putea să vin mai în față și să stau cu mâinile mai apropiate de ghidon. Mai trebuie să dau și un telefon lui Iulia și am uitat să-mi conectez casca și telefonul la motocicletă ca să pot să sun din motocicletă. Să știi, Iulia, să mă aștepte cu tort și sandvișuri acasă ca să sărbătorim și cu fanfară și cu filmări și cu tot. Și în momentul ăsta de față îmi place foarte, foarte tare. Îmi plac manetele astea scurte de enduro, sunt foarte faine, că în sfârșit pot să prind și eu ambreiajul cu 3 degete. Pe Heidi nu debrăia cum trebuia, trebuia să mi-l mai reglez și niciodată n-am avut chef să mă ocup de asta, să mi-l reglez mai tare încât să pot prinde cu 3 degete și un deget să rămână pe ghidon. Dar acum văd că perfect, perfect, perfect aici în față, nu știu cât vedeți voi.
Ah, bă, deci nu vine să cred. Mi-am luat 1300 GS. Bă, băiatule. Sunt foarte fericit, da, vă dați seama, sunt foarte fericit și emoționat. Păi, de când am aflat eu ce s-a la GS-uri, de când am luat-o pe Heidi și am simțit cum se simte prima dată un GS, păi, ceva ce mi-am dorit. Mi-am dorit inițial 1250 GS, nu? Dar... 2250 au fost înlocuit între timp și uite că am ajuns la 1300 și nu-mi pare rău, într-adevăr îmi place foarte tare și 1250, nu mă înțelegeți greșit, îmi place mai tare, știu că e polarizant să zic asta, dar eu am zis de când s-au lansat 1300-le că mi-mi place mai tare cum arată. Se vede, nu sunt întâia, da. Îmi place mai tare cum arată 1300-le și nu numai asta, îmi place că e mai slim. E faină și 1250-ul, că e, na, așa mai sănătoasă. Hai. Mulțumesc frumos, mulțumesc, apreciez. Vă dea Dumnezeu sănătate, cred că au văzut și ei ca motocicletă nouă și ce au zis, îmi dea prioritate. Dar da, îmi pare rău dacă nu sunt chiar cel mai coerent și nu a ieșit ăsta cel mai fain clip. Again, sunt super emoționat și excited și euforic. De simțit, nu o să vă zic de motor, văd că sunt pe road și accelerația în momentul de față, îi simt cum ar trebui să fie pentru mine în momentul de față. Salutare colegul sau colega. Dar cum se simte sub mine... Nu o să vă vine să credeți, faci mare de curu, cum îl închid? Stai, pe șaua îi așa, așa. Nu o să vă vine să credeți, dar sincer, o simt mai zveltă decât Heidi. Deci centrul ăsta de greutate așa jos față de Heidi, unde era mai sus, chiar dacă asta e cu, nu știu, cât 20 de kg mai grea, mamă, dar nu se simte absolut deloc. Bine, eu vorbesc și eu acum, lemne, vă dați seama că-s primele impresii și, again, sunt mega euforic și excited. Nu știu dacă-s chiar coerent și dacă zic bine ce zic, da. Hai să vedem că am ales unul din fanii mei pe care să-l vizitez în seara asta, să fie prima persoană pe care o vizitez după ce am ridicat motorul și acum mergem. Ah, dar nu aici. Scuze, my bad. Motorul trage super liniar și calm. E foarte plăcut. Și are o frână de motor extraordinară. Deci trebuie mare, mare grijă să am frâna de motor, să nu mă ia prin surprindere să fac vreo prostie. Da. Asta-i, haide. Adică știu că trebuie să fac o stânga undeva, dar nu știu exact unde. Pe aici, aici. Așa. Și de acum voi luați o pauză și ne revedem ca să nu dau datele personale și locațiile urmăritorilor mei. Da, ne vedem în câteva minute cu alte impresii în drumul spre casă cu Bella. Zici că am fost măruță, să mor eu cum am vorbit. Nu știu cum am zis, nu-s coerent, îmi cer scuze, îmi pare rău, sper că vă mă uitați. Nu-mi dați în sus, subscribe pentru asta. Bun, am terminat și cu vizita asta, următorul este Costin, care mă așteaptă să o vadă înainte să plece cu Heidi-a lui, cu 750-ul lui, urmează să plece la București să o vândă și mă așteaptă în seara asta să trec pe la el, să o vadă și el înainte să plece spre București, așa că către următoarea oprire. Ce-am mai descoperit, îmi pare rău că nu am filmat, dar prietenul la care am fost acum a descoperit suspensia reglabilă electronică care se activează singură când vrei să pui cricul central jos și s-a speriat un pic și a fost destul de amuzant, dar din păcate nu filmam, dar da, și asta știe, are asistență la, practic, la urcarea pe cricul central, când pui cricul central jos, ea începe să se ridice, să se înalțe singură ca să îți fie ție mai ușor
să o sui acolo. Asta-i. Cred că e suficient pentru asta, asta vreau să zic. Dacă ați rămas până aici, mersi tare frumos. Știu că nu a fost again cel mai fain și cel mai coerent videoclip pe care l-am făcut, dar pentru a mea oară sunt destul de euforic în seara asta pe acest, tocmai pe acest motiv. Așa că îmi cer scuze și sper să mă înțelegeți și, again, dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos, mai ales dacă sunteți abonați. Dacă nu sunteți abonați, să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare, pentru, mai ales pentru că o să vină un clip mai în detaliu despre ce am configurat, cum am configurat meniuri, chestii de genul ăsta. O să facem unul cât de repede posibil, sau cel puțin cât de repede ne dă vremea, șansele, pentru că na, de acum e, poimâine imediat e noiembrie, mi se pare, sau răs, poimâine e noiembrie și nu știu exact câte zile cu soare și căldură o să mai avem ca să putem ieși cu motorul într-un mod adecvat, mai ales că eu, vă dați seama că am cauciucuri noi și cauciucuri noi cu statul ăla de protecție, plus asfalt rece nu ar face o pereche bună. Dar asta fiind spuse, rămâneți în zonă, că o să vină un clip mai în detaliu cu Bela. Ce e Bela, de ce e Bela, ce opțiuni, ce configurări, ce opțiuni am pus pe așa și așa mai departe, da? Puteți să mergeți jos în comentarii, să-mi lăsați un comentariu bun, rău, mă vă rog, fiți politicoși, comentarii nepoliticoase, să le șterg. Și puteți să-mi lăsați un like și chiar să dați un share către prietenii voștri, aș aprecia foarte mult. Da, gata, mai încet, o să nu deranjăm oamenii. Bă, eu am quick shifter. Acum am dat seama că am quick shifter. Ca un quick shifter. Și da, nu știu, mi-e frică. Ce trebuie să fac? Trebuie să schimb viteza fără să dau ambreiajul? No, nu merge. Să forțez la viteză mai mare. No. Guys, asta fiind spuse, mersi că ați rămas până aici. Apă, paie și bătaie. Și asfaltul scat. Ne vedem data viitoare.